Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fi așa manipulator. Dragostea nu caută folosul său. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4 și 5. Într-o tabără de vară, câțiva copii discutau despre creație. Și unul dintre ei a întrebat: dacă totul are un scop, cum se face că Dumnezeu a creat iedera otrăvitoare? O plantă care produce alergii, urticarie și mâncărimi puternice dacă o atingi. Un altul a răspuns: pentru că el știe că sunt unele lucruri pe care nu trebuie să punem mâna. Însă e tare greu să nu te atingi de anumite lucruri când ești din fire o persoană nesigură și manipulatoare. Uneori soțul meu mă scoate din minți, spui tu. Ei bine, poate și tu îl scoți din minți. Biblia spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Geneza, capitolul 2, versetul 24. Să remarcăm expresia se vor face. A lăsa este partea ușoară, însă a face este mai dificil. E nevoie de dragoste, răbdare, bunătate și muncă. Domnul Iisus a spus să nu vi se tulbure inima. În Ioan, la capitolul 14, versetul 27. Tu ți-o faci cu mâna ta. Învață să renunți și străduiește-te să dezvolți în viața ta darurile Duhului. Să renunți nu înseamnă să nu-ți pese, ci să-i lași pe ceilalți să învețe în felul lor și din propriile lor experiențe. Renunțarea cheamă la focalizarea asupra Domnului Iisus și nu asupra modului în care trebuie să se comporte ceilalți. Tu îi chezășuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, versetul 3. Îndreaptă-ți gândurile spre Dumnezeu, nu spre ceilalți. Să renunți înseamnă să te dai la o parte și să nu încerci să influențezi rezultatul prin reparație, judecată, cicăleală, ceartă, dezbatere, critică, reglementări. Înseamnă să abordezi fiecare zi cu ajutorul lui Dumnezeu și prețuind fiecare clipă. Înseamnă să înțelegi că persoana pe care o poți schimba ești chiar tu. Înseamnă să te temi mai puțin și să te încrezi mai mult. E singura cale de a fi fericit.